Dacă ne dorim sau nu știu, simțim nevoia de a schimba, da? Simțim nevoia schimbării. Tu ai simțit această, ai avut această nevoie a schimbării sau ai folosit chestia asta că simți că trebuie să lucrezi cu mâinile? E o terapie pentru tine de relaxare? Inițial a fost o terapie, mai ales imediat după divorțul meu și când am început să lucrez cu cutiile, a fost o chestie de pasiune și am descoperit cât de tare mă relaxează. Atunci am descoperit această plăcere de a crea și de a lucra cu lemnul, de a șlefui, de a vopsi și așa mai departe. Ideea pe care o am acum este nevoia de schimbare. Îmi place foarte mult actoria, nu o să renunț ever în veci, adică dacă mâine apare un proiect care să-mi placă și în care să intru, nu o să refuz niciodată. Doar că lucrul ăsta este ceva, ceva care, prin care eu să mă reinventez, una la mână, și doi, ceva al meu. Ha. Și continuă soțul tău când te duci la actorie, continuă el să-ți fie că... Cumva eu zic că toate lucrurile se așează așa cum trebuie să se așeze. Nu este, încă n-am avut curajul să plec în această aventură, deși îmi doresc, dar exact cum ai spus și tu. Eu sunt de acord cu soțul meu, e bine să ai un business plan în condițiile în care gândești business. Eu n-am gândit o business, am gândit o pasiune. Și o pasiune care nu mă costă foarte mult și am și zis, renunț la 5, 6, 10 perechi de pantofi și investesc în mobilier vechi și mi-a zis că sunt nebună și am zis, nu, sunt realistă pentru că pantofi oricum am și nu-i mai folosesc atât de des. Și atunci prefer să investesc banii aceia, tot în mine investesc cumva, adică pentru că e vorba de o chestie, nu mai e vorba de estetic, de exterior, ci e vorba de ceva sufletesc. Da. Pentru că prefer să mă duc să-mi cumpăr o vopsea și doi bureți de șmirghel și să mă joc cu ei și sunt mult mai fericită și foarte mult mai bine decât să-mi cumpăr o pereche de pantofi pe care îi port și de multe ori sunt incomozi, mă dor picioarele și vine să-i arunc când ajung acasă. Adică... Deci, practic, ție ți s-au schimbat cumva prioritățile foarte în viață. Mult, da, pentru mult. Că până la urmă, când erai actriță și erai în plină ascensiune în carieră, aveai nevoie de pantofii exact. Aceia și de imaginea ta, da? De actor, de divă, de vedetă, de persoană publică, mai ales când lucrai cu televiziunile. Și acum, dintr-o dată, cred că chestia asta, probabil și faptul că te-ai transformat în mamă, poate că asta ți-a dat cumva un alt impuls, în altă direcție, să fie ceva al tău, cum e copilul care e al tău. Da, și să asta, ai un business al tău. Cumva, și un business al meu și ideea e că mă uit la toate fetele care sunt astăzi în prim plan, știi, sunt sus, cântărețe, actrițe și așa mai departe și le admir și mă bucur pentru tot ce fac ele, da. Dar eu am fost deja acolo. Exact. Adică eu știu ce înseamnă, știu cu ce vine la pachet, le-am gustat, le-am trăit din plin, cu bune și cu rele și nu mai, știi, văd multe fete care dau din coate insistent ca să fie acolo. Eu nu simt nevoia să fac asta, pentru că nu mai îmi trebuie. Am bifat-o și pe asta, a fost o experiență extraordinar de frumoasă. Dar succesul de genul ăsta, eu nu mi-l mai doresc. Eu mă mulțumesc cu lucruri mult mai mici, pentru că eu în ele am găsit fericirea, de fapt. Și până la urmă, orice reinventare a fiecărui om, fie că schimbă cursul vieții sau al jobului, vine tot din nevoia de a fi bine cu tine și de fericire. Pe mine asta mă face fericită, nu mai îmi doresc altceva, nu mai vreau faimă, nu mai vreau... Nu mai știu ce să zic. Nu... Vreau astea mici, uite, mă joc o floare.